Ajunge vremea când fiecare om se pregătește să predea ștafeta profesională generațiilor mai tinere. Profesorul Lorica Havrici, directorul Colegiului Tehnic Miron Costin, face acest pas după o carieră didactică de peste 38 de ani pusă în slujba școlii. Ajunsă la ora bilanțului, Lorica Havrici crede că se poate număra printre oamenii care au muncit cu folos în slujba pregătirii a zeci de generații de tineri care au urmat cursurile școlilor unde a predat de-a lungul carierei sale de dascăl. Plec la pensie după 38 de ani de servici. La vară voi împlini 60 de ani. Este dreptul oricărui cetățean din România să iasă la pensie și am considerat că este normal să fac acest pas, pentru că în urma noastră sunt cadre didactice tinere care își doresc un post în învățământ și, de ce nu, chiar și un post de manager al unității școlare. Consider că în cei 38 de ani am avut o carieră frumoasă, mi-am făcut activitatea pe deplin, mi-am desfășurat activitatea pe deplin, cu bune și cu rele, am ajuns în prag de pensie și doresc să mă bucur de nepoți, de familie, și să fie o altă viață. După terminarea Institutului Politehnic, profesora Lorica Havrici a lucrat în comuna natală, în județul Suceava, după care, prin căsătorie, a venit la Roman, funcționând rând pe rând la mai multe licee și școli profesionale pe care le-a condus ca director adjunct sau plin. După terminarea facultății, 5 ani am fost profesor în comuna Păltinoasa, sat Capul Codrului, comuna mea natală, Suceava, în județul Suceava. Apoi am funcționat 3 ani la Colegiul Tehnic Danubiana, pe acea vreme Liceul 4. În 90 am venit la Școala Profesională Căi Ferate, așa se numea. Din 92 am fost numită director și denumirea Școlii Profesionale Căi Ferate s-a schimbat și s-a numit Școala Profesională numărul 6. Până în 2001 am fost director la această școală. În 2001 școala profesională a fuzionat cu grup școlar Miron Costin, cred că se numea, nu mai aduc perfect aminte, grup școlar, fostul liceu 5. 6 ani am fost director adjunct, iar din 2007, din nou director la Colegiul Tehnic Miron Costin. Lorica Havrici rămâne director al Colegiului Miron Costin până la sfârșitul anului cu acordul conducerii inspectoratului școlar. Profesoara Lorica Havrici iese la pensie după 38 de ani de muncă intensă, având conștiința misiunii împlinite și cu acea credință că și-a făcut pe deplin datoria, lăsând în urmă un colectiv didactic închegat, un colegiu modern, bine organizat, cu proiecte didactice solide. Are credința că ștafeta muncii va fi dusă mai departe de colectivul de cadre didactice pe care l-a condus. Se va despărți de colegi în vara acestui an, dar va reveni cu plăcere de fiecare dată în școala unde a muncit o viață de om, o viață de dascăl împlinit.